Bine m-a regăsit. Este posibil ca să aveți o surpriză seara aceasta. Când ați văzut titlul greșeală lui Ilia Miller, probabil v-ați gândit la ceea ce spune Marea Luptă, că Miller a crezut că vine sfârșitul lumii, când de fapt a început curățirea sanctuarului. Ca o paranteză, eu susțin că la 1844 s-a întâmplat ceva, în mod real, dar s-a întâmplat ceva. Însă, cred că Dumnezeu se descoperă prin evenimentele istoriei și după aceea oamenii le interpretează. Deci, s-a întâmplat ceva, orice eveniment care se întâmplă în istorie este o revelație, sau orice eveniment care se întâmplă în istoria Universului este o revelație a lui Dumnezeu în natură, pentru că și Universul are o istorie, așa cum știm astăzi ca oameni moderni. Dar la 1844, probabil că atunci a fost cel mai aproape să înțeleagă ce se întâmplă în lume, însă n-au fost capabili, n-au găsit limbajul, n-au avut conceptele ca să înțeleagă. Și ca să înțelegem asta, aș vrea să merg la cartea lui Daniel. Cartea lui Daniel este o carte care adresează o problemă modernă, o problemă specifică omului modern. Și anume, care e tema cărții lui Daniel? Mai întâi, cartea lui Daniel a fost scrisă în secolul II, înainte de Hristos, în timpul profanării templului de către Antioch Epifanul. Nu vreau să insist acum asupra acestui aspect, sunt destule argumente care dovedesc acest lucru și nu vreau să mă opresc. Cartea lui Daniel este o piesă de literatură apocaliptică. Literatura apocaliptică are anumite convenții. Una dintre convenții este că totdeauna autorul este o persoană legendară din trecutul depărtat. Enoch, Avram, Daniel, de exemplu. Deci întotdeauna autorul... Dar asta este o convenție a genului. Vreau să repet, o convenție a genului. Și oamenii educați înțelegeau că asta este o convenție. Poporul simplu nu pricepea așa cum noi nu pricepem astăzi, fiindcă suntem creștini și nu înțelegem toate subtilitățile literaturii iudaice. Daniel scrie într-o perioadă în care se pare că Dumnezeu a scăpat complet controlul asupra istoriei. Și există o porțiune istorică în Daniel, nu sunt primele 6 capitole. Primele 6 capitole sunt legende. Legende care cepreau între evrei cu privire la Daniel și cei predineri în Babilon. Sunt greșeli istorice grosolane în aceste prime 6 capitole, dar se pare că Daniel nici nu vrea să fie luat ca istorie, ci ca ficțiune. Însă ce caracterizează timpul lui Daniel este acest sentiment că Dumnezeu nu e prezent în istorie și ce se va întâmpla în viitor. Și Daniel scrie așa zisa parte istorică, care fac tot apocaliptică, 1 la 6, ca un model cu privire la timpul când Dumnezeu intervenea în istorie. Și întrebarea este de ce nu mai intervine acum. Deci Dumnezeu ridica împărați, Dumnezeu dobora împărați. Dar acum lucrurile nu mai sunt așa. Și Daniel, pe lângă viziunile lui, care sunt alegorice, bineînțeles, are o porțiune de istorie literală, care este Daniel capitolul 11. Ce caracterizează Daniel capitolul 11, comparând cu partea așa zis istorică, este exactitatea informației și cât de bine cunoaște Daniel istoria regatelor eleniste după moartea lui Alexandru Macedon. Daniel pare un om foarte bine educat și are cultură greacă, printre altele. El cunoaște această istorie exact, nu face nicio singură greșeală și descrie această istorie din capitolul 4 al lui Daniel și până la versetul 36, de unde începe speculația lui cu privire la viitor. Anume, dacă citiți Daniel capitolul 11, veți vedea că apare mereu o expresie cheie: împăratul va face ce va voi. Asta se spune despre Alexandru Macedon, se spune și despre împăratul de la miază noapte. Va face ce va voi. Și acest împăratul va face ce va voi, vrea să spună Dumnezeu nu se bagă. Îl lasă să facă ce vrea.
Întrebarea este când va interveni Dumnezeu? Asta e întrebarea la care vrea să răspundă Daniel. Și există în literatura greacă a timpului două teze cu privire la istorie. Evreii nu au, să zic, un concept al literaturii universale până la Daniel. Ei se ocupă de istoria poporului Israel și a legământului lor cu Dumnezeu. De la Avram încoace este istoria lor. De fapt, de la Daniel e istoria lor. Pe ei nu interesează istoria universală. În Daniel, Daniel este important pentru că pentru prima dată în Daniel apare conceptul de istorie universală. Și întrebarea este care e forța care conduce istoria universală? Întrebarea asta și-a pus-o prima oară grecii. Niciun alt popor nu s-a întrebat despre istoria universală. Și primul care și-a pus a fost Herodot. Herodot susține că lumea va avea patru faze. Fiți foarte atenți că acum urmează ceva interesant. În lume, cifra 4 fiind cifra universală, în lume vor exista doar patru imperii. Aceste patru imperii sunt Imperiul Asirian, Imperiul Med, Imperiul Persan și Imperiul Grec. După Imperiul Grec nu va mai exista alt imperiu, spune Herodot, pentru că Imperiul Grec va fi veșnic. Iluzia tuturor imperiilor, bineînțeles, da? Deci Imperiul Grec va fi veșnic, Imperiul Elenist va fi veșnic. Herodot însă ridică întrebarea ce duce la ridicarea și ce duce la căderea imperiilor. Din ce cauză i-au atacat perșii pe greci? Fiindcă dacă perșii nu atacau pe greci, imperiul lor nu se prăbușea. Din ce cauză perșii au atacat pe mezi? Fiindcă dacă mezii au atacat pe perși. Dacă mezii nu atacau pe perși, imperiul Med nu se prăbușea, perșii au învins. Care este motivul? Și explicația lui Herodot este ca și a lui Daniel. Anume că atunci când o împărăție ajunge foarte puternică, se îngânfă și zeii se supără. Deci, în afară de faptul că la Daniel apare Dumnezeu și la Herodot apar zeii, nu e nicio diferență aici. Un împărat se înalță să crede Dumnezeu și zeii se supără și îl doboară. Acesta este Herodot și așa explică el mersul istoriei. Grecii nu vor cădea pentru că grecii n-au împărați, au democrație, spune el. Mă rog, vom vedea deja în Daniel 11 că lucrurile n-au mers așa cum cădea Herodot și grecii ceva nasul la purtare. Cert este că Daniel ia de la Herodot mai întâi ideea celor patru împărății, dar o schimbă. El spune că cele patru împărății au fost Babilonul, deci țineți minte, la Herodot prima împărție este Asiria, la Daniel este Babilonul, a doua este Media, a treia este Persia și a patra este Imperiul Alexandru Macedon și apoi împăratul de la miază noapte și împăratul de la miază zi care se luptă pentru putere în fostul Imperiu al lui Macedon. Acestea sunt cele patru împărății și până în secolul 1 evreii credeau că dincolo de împărăția grecilor nu va fi altă împărăție, dar ceva ce în Roma. Roma păreau mai degrabă un intrus sau un accident. Ea trebuia să dispară. În viziunea lui Daniel, după a patra împărăție, care este a împăratului la miază noapte, dacă va reuși să cucerească tot Imperiul Macedon, va urma ridicarea lui Mihail și înălțarea poporului evreu. Asta așteptau evreii și pe timpul Domnului Hristos și nu se gândeau că Roma este a patra împărăție. Ei se gândeau că Roma este un fel de fals Mesia care s-a băgat acolo. Creștinii au schimbat această interpretare mai târziu, atunci când au început persecuțiile Imperiului Roman. Atunci și evreii, care romanii le-a dărâmat de două ori Ierusalimul și odată templu, evreii au început să spună că Roma e a patra împărăție și Antichristul și creștinii au început să spună la fel. Dar în general în secolul 1 ideea era totuși că Roma e așa ceva care va trece și ultima împărăție a fost cea elenistă. Bun. Dar el ia și teza lui Herodot, anume, da, de ce cad împărățiile? Fiindcă se înalță. E foarte biblic, este în conformitate cu teologia iudaică, numai că a mai existat și un alt învățat grec numit Tucidide. Tucidide a venit cu o explicație mult mai realistă și care este încă valabilă. Este considerată de istorici ideea de capcana lui Tucidide. Asta este termenul. E considerat o lege a istoriei. Și care este capcana lui Tucidide? Tucidide spune că atunci când există o mare putere și începe să se ridice o altă putere în lume, puterea mare, puterea care domine, se simte îngrijorată și
face război puterii care se ridică, dar de obicei pierde. Și din cauza asta, perșii îngrijorați de ridicarea grecilor, au făcut război și au pierdut. Înainte de ei, mezii îngrijorați de ridicarea perșilor au făcut război și au pierdut. Înainte de ei, asirienii îngrijorați de ridicarea mezilor au făcut război și au pierdut. Și așa mai departe. Și Tucidide spune că această capcană este o lege a istoriei și se repetă mereu. Acum ce se întâmplă, Daniel capitolul 11, în pradul la miez noapte și pradul la miez zi, par prinși capcanul lui Tucidide. Ei se luptă pentru putere și, până la urmă, unde va duce asta? De ce este important acest lucru? Vreau să vorbesc puțin despre istoria Daniel 11, ca apoi să trecem la problema lui William Miller. Deci Daniel 11, ce ne scrie o istorie, care este cam așa. Ptolemeu înființează împărăția Egiptului, în pradul la miază zi, are un general Seleuc, care înființează împărăția la miază noapte, adică Babilonul, Siria, la miază noapte, de Palestina, Palestina tăie la mijloc, și cele două părății intră în capcana lui Tucidide. Miază zi vede că se ridică nouă împărăție și încearcă să o atace, dar împăratul de la miază noapte este mai puternic. Și în total au loc 6 războaie între Egipt și Siria, toate sunt descrise cu lux, cu exactitate în Daniel capitolul 11, chiar și intrigile de curte, i-o va da de soție pe tica lui, dar nu va merge cum vrea el și așa mai departe, toate astea sunt descrise. La un moment dat, istoria ajunge la Antioch cel Mare, asta apare pe undeva, aici în Biblia mea am și notat, pe undeva pe la versetul 17. Antioch cel Mare are o formidabilă armată de elefanți indieni, cucerește tot răsăritul, deci toată partea de răsăritul Imperiului lui Macedon este în mâinile sale, reușește să ia controlul asupra Egiptului, are o bătălie între elefantul indian și elefantul african pe teritoriul Palestinei, pe care Daniel o menționează, deci nu spune de ea, dar după aceea spune Daniel, își va îndrepta privirile spre ostroave. Deci după ce Antioch cel Mare este, practic, are control asupra Egiptului, are control asupra Palestinei, are control asupra la toată împărăția lui Macedon până în răsărit, a rămas ceva, apusul. Și își îndreaptă privirile spre ostroave și va lua multe din ele, merge în Anatolia, și dar o căpetenie, spune Daniel, va pune capăt rușinii pe care vrea să o aducă și o va aduce împotriva lui. Deci ce se întâmplă? De ce vreau să subliniez acest text? Ca să arăt că Daniel nu vorbește despre Roma ca a patra împărăție în Daniel capitolul 11. Roma nu este antichristul la Daniel. Roma nu este cea care profanează sanctuarul. Daniel nu vorbește despre papalitate. Da? Deci aici apare Roma și din cauza asta subliniez acest text. Antioch cel Mare are o flotă formidabilă și o armată de elefanți grozavă și începe să ia insule din Mediterană, ostroavele, atacă Rodosul, ca după aceea să se întoarcă să cucerească toată Grecia și Macedonia. Și grecii trebuie să apeleze la Roma, Roma fiind o putere obscură, Daniel nici măcar nu-i cunoaște numele, spune niște corăbii din Chitim, nu-i cunoaște numele, fiind o putere obscură la data aceea, dar o putere foarte viguroasă și tânără și ambițioasă, și Scipio distruge flota lui Antioch pe Mediterană și după aceea învinge armata de elefanți a lui Antioch pe uscat și a dat deja experiență cu elefanții și cu corăbile în războiul cu cartaginezii, deci practic zdrobește forța militară a împăratului de la miază noapte. Și atunci ce se întâmplă, el pune niște condiții foarte draconice sirienilor, care au greci de fapt, anume să renunțe la flotă, să renunțe la armata de elefanți, mă rog, despăgubiri de război, Antioch se întoarce umilit și fără bani are o idee. Ce să facă? Cum să-și facă tezaurul? Să înceapă să jefuiască templele. Așa că Antioch începe să meargă, o ia spre India și începe să jefuiască toate templele. Zice, dar apoi se va îndrepta asupra cetățuilor țării lui, asupra templelor din țara lui, dar se va potigni, va cădea și nu-l vor mai găsi.
Când merge spre India să jefuiască un templu, este asasinat și cade. Bun, în locul lui se ridică Heliodorus, care vrea să le facă și finanțele împărăției și va băga un asupitor în partea cea mai frumoasă a împărăției, adică va pune taxe peste evrei. Dar după aceea se ridică un împărat, care ni se va spune, un împărat disprețuit, fără să aibă putere împărătească. Antioch Epifanes este un uzurpator. El nu este moștenitor legitim al tronului și ia puterea și oștile lui se vor revărsa ca orul înaintea lui, dar vor cădea împreună cu o căpetenie a legământului. Ce se întâmplă? În anul 171, Antioch se bagă în lupta dintre conservatori și liberali în Iudeia. Iudeii erau tot timpul într-un război cultural între conservatori și liberali, adică între eleniști și conservatori. Și îl dă la o parte pe marele preot Onias, îl trimite în exil în Antiohia și așa se un preot liberal în locul lui, care introduce un gimnaziu în Ierusalim și urâciunea aruncării cu discul și așa mai departe. În 171, Onias este asasinat. Epifanes îi pedepsește pe asasini, dar probabil că avea și el o mână acolo. Și aceasta este căpetenia legământului care cade. E foarte important și vreau să repet, această căpetenie a legământului este marele preot Onias, rețineți, omorât în 171. După aceea, ce se întâmplă? Epifanes pleacă spre Egipt, care vrea să-și câștige acum independența, și pe drum se practică sportul, noul sport inventat de Antioch, jefuirea templelor. În drumul spre Egipt se oprește să jefuiască templul de la Ierusalim. Aș vrea să subliniez, Epifanes nu avea nimic cu evrei, el nu era un antisemit. Toată împărăția lui erau sinagogi, erau comunități evreiești prospere, era birocrație locală formată din evrei și Epifanes nu avea treabă cu ei. Dar el era un jefuitor de temple, pentru că finanțele trebuiau refăcute, Roma le distrusese armata, ei trebuiau să-și refacă armata, că erau oameni de război, altceva nu știau decât să facă război. Și ca atare s-a gândit să jefuiască templul la Ierusalim și l-a jefuit. Bineînțeles că a fost o răscoală și Epifanes s-a tratat-o cu brutalitate și spre de-al mai târziu a făcut un legământ cu cei care încalcă legământul. Adică el se înțelege cu cei care încalcă legământul sau face legământ cu ei. Epifanes s-a băgat în conflictul între conservatori și liberali sau între eleniști și conservatori și talibani, hai să spun așa, în Iudeea, și el e partea liberalilor, în mod normal, fiind grec și aceștia adoptaseră cultura greacă, așa că el e partea liberalilor în această luptă și după aceea, după ce face el ordine, cum știe el, merge spre Egipt. Dar în Egipt se întâmplă ceva. Zice, va merge împotriva împăratului la miază zi, dar lucrurile nu vor mai merge ca înainte, căci niște corăbii din Chitim îl vor obliga să se întoarcă. Ce se întâmplă este că atunci când Epifanes asediază Alexandria, avea toate șansele, deci era mai puternic decât Egiptul, încă, armatele încă mai puternică decât Egiptul, apare delegația romană, care vin cu corabia, bineînțeles, din portul de Alexandria, și îi dau ultimatumul lui Epifanes să se retragă. Epifanes este profund umilit și în fața armatei sale și în fața egiptenilor, care au de fapt greci pe zidurile Alexandriei, care încep să-l insulte și încep să urineze spre el, mă rog, soldați și de ajuns de la ei, de pe ziduri. Însă problema aici este că, cum s-au întâmplat lucrurile, senatorul roman a făcut un cerc în jurul lui Epifanes și a spus înainte că să-și dea acest cerc, îmi dai răspunsul pentru senatul roman. Și Epifanes n-a avut curajul să-i înfrunte și a spus, da, mă retrag. A fost o umilință teribilă, pe ziduri sus egiptenii râdeau hohote, în armata lui soldații și ofițerii râdeau coate. A fost o umilință teribilă pentru Epifanes. Epifanes era nebun la cap, adică tipul nu era întreg la minte, era un fel de Nero. Și era deja furios când s-a întors în Palestina. Între timp, palestinenii aflând ce s-a întâmplat în Egipt, dar ne înțelegând prea bine că Epifanes, în care toată puterea lui militară nu a fost o bătălie, l-au dat jos pe preotul liberal și a adus un preot conservator.
și au, s-au întors la religia conservatoare și, mă rog, au luat puterea. Epifan este foarte furios că a fost umilit, era ceva, avea omul, avea clar ceva la cap, l-a apucat o furie teribilă și s-a apucat să profaneze templul de la Ierusalim, a desfințat jertfa necurmată și a așezat rugăciunea pustiirii. Da? Adică ce a făcut Epifanes? A desfințat serviciul jertfei la Ierusalim și a înființat acolo cultul lui Zeus. Epifanes și-a justificat atitudinea pentru că totuși lumea nu era chiar așa barbară. În secolul II era lumea elenistă care avea anumite norme. Cum poți să faci așa ceva, să profanezi un templu? Și l-a spus, a găsit acolo un grec pe care îl îngreșeau ca să-l mănânce evrei. Ceea ce era o minciună, dar interesant că Epifane s-a inventat atunci ceea ce se numește astăzi blood libel. Anume că evreii iau sânge, mănâncă oameni, mă rog, chestii de asta. A fost primul care a venit cu poveștile astea, ca să justifice oarecum ce a făcut la templu. Bun, evreii se răscoală și Epifane pleacă. Evreii se răscoală și după 3 ani și jumătate, serviciul la templu este restaurat, Macabei iau controlul asupra Palestinei într-un război civil, îi măcelăresc pe cei care erau evrei liberali, cei care nu erau circumciși, sunt circumciși cu forță, așa mai departe, deci au un atac puternic împotriva culturii grecești, deși urmașii lor, care vor fi o dinastie în Iudea, vor adopta cultura elenistă cu entuziasm, cam cum, să zic, elitele din Arabia Saudită, când merg la Paris, popoanele lor umblă în minijob, acasă susțin codul wahhabist de îmbrăcăminte, cam așa au și Macabei. Dar la data aceea, Macabei erau încă cu niște conservatori, se luptă cu ei. Epifanes e pe undeva prin răsărit să mai jefuiască niște temple, că deja cu templul de Ierusalim nu mai avea ceva de acolo, nu mai interesa, pe om s-a dus mai încolo. Mai târziu, în timpul urmașului său, evreii fac legământ cu romanii, ceea ce a fost o greșeală fatală. Practic s-au pus sub puterea romană pentru protecție și și-au sacrificat autonomia pe care o câștigaseră. Dar cert este că Epifanes nu atacă. Nu, când până la moarte nu va mai ataca și nu va mai mărșui spre Egipt. Acum, de la versetul 36, Daniel face o predicție. Că Epifanes va pleca iarăși spre Egipt, va invada Egiptul, va își va așeza corturile între Marea cea Mare și Muntele meu cel slăvit și sfânt, deci va așeza capitala în Ierusalim, se pare, sau în zonă, și atunci va veni sfârșitul. Atunci se va ridica Marele Voivod Mihail, ocrătorul poporului tău, că știm pe acea vreun timp de sfârșitare, că n-am avut și nu va mai fi. Această predicție a lui Daniel este logică. El vede această pendul între pradul la miază, pe pradul la miază zi, pradul la miază, pe pradul la miază zi. La un moment dat, el se așteaptă ca în pradul la miază să facă pasul suprem, să rea împărăția lui Macedon în întregime, să se înalțe, să zdrobească cu totul puterea poporului sfânt și atunci se ridică Mihail, ocrotitorul poporului tău. Acum Mihail nu îl găsește chiar în Biblie, în altă parte. Dar Daniel are această concepție apocaliptică că fiecare popor are un înger care are grijă de el și se pare că îngerul care are grijă de poporul Israel este Mihail, Arhanghelul Mihail. Nu este, mă rog, acum noi spunem, legionarii spun că Arhanghelul Gabriel și Mihail sunt ocrotitorii românilor. Nu, evreii spun nu, sunt ocrotitorii noștri, probabil că ești mai bine. Dar cert este că evenimentul ăsta nu se întâmplă. Urmează o serie de predicții. Cât va dura de la desfințarea jertfei necurmate până la ridicarea lui Mihail? În capitolul 12, sunt 1290 de zile, deja s-a alungit timpul, observați, 1335 de zile, când puterea poporului sfânt va fi zdrobită cu totul, până la urmă tu, Daniel, tu deși odihnește-te, că asta se va întâmpla la sfârșit. Se pare că Daniel în cele din urmă nu mai are un răspuns, dar el speră că în cele din urmă Dumnezeu se va ridica și va ridica pe poporul Israel, așa cum a promis, și va pune capăt acestor puteri eleniste care luptă, mă rog, una împotriva altuia, pentru că altă putere nu există în timpul acela. Acum, dacă mergem, de ce spun acest lucru? Dacă mergem la Daniel 8 cu 14, așa cum știți, Daniel 8 cu 14, hai să luăm versetul 13, Daniel 8 este clar, este lupta între Persia și Grecia și după aceea se împarte Imperiul Macedon în cele 4 vânturi,
Nu în patru, vreau să, nu în patru împărțiți, ci în cele patru vânturi, pentru că, de fapt, Imperiul s-a împărțit în trei, nu în patru. Se parte în cele patru vânturi. Dintr-unul dintre aceste împărții este un corn mic, care se va mări nespus de mult și spre răsărit, spre apus și spre țara cea minunată. Și, într-adevăr, asta a fost Antioh cel Mare, care a luat, s-a mărit nespus de mult, după Macedonia a fost cel mai întins imperiu până la data aceea. Și, în sfârșit, cât timp va trece? Deci, cât se va primi vedenia despre desfințarea jertfei necurmate și despre urâcirea pustirii, până când va fi călcat în picioare Sfântul Locaș? Este o întrebare care se pare că este pusă măcar în timpul profanării templului, sau, vreau să spun, măcar în acest scenariu al lui regizat de Daniel. Răspunsul este până vor trece 2300 de seri și dimineți, apoi Sfântul Locaș va fi curățit. Bun. Asta este. Daniel nu înțelege. Acum vine capitolul 9. Și vine îngerul Gabriel să-i tălcuiască vedenia. Mă rog, pe timpul lui Dariu, care este din neamul Medilor, fiul lui Ahasuerus din neamul Medilor, aici este o încurcătură, o confuzie mare la Daniel. Și asta explică și o anumită confuzie în cronologie la el. Dar acest personaj nu a existat niciodată, este o confuzie totală. Deci, Daniel are această viziune în care se spune 70 de săptămâni au fost rânduite pentru poporul tău. Deci hai să fim puțin clar. Daniel întreabă despre profeția lui Ieremia. El citește în profeția lui Ieremia, se spune în cartea lui Daniel, că a venit timpul să se întoarcă poporul acasă în timpul lui Dariu Medu. Dariu Medu n-a existat. Cel care a cucerit Ierusalim a fost, Babilonul a fost Cirus. Și el este cel care a dat decretul ca poporul să se întoarcă acasă. Dar aici Daniel este timpul lui Dariu Medu, fiindcă Daniel bagă împărăția Mezilor între împărăția Babilonului și a Persilor, ca să aibă numărul de patru. Și îi se spune lui Daniel, noi spunem darea poruncii pentru Israel, Ierusalimului, ne gândim, dar, decretul Artaxerxes. De fapt, aici este vorba despre Ieremia și ideea este de la profeția lui Ieremia, de la ieșirea cuvântului cu privire la râzirea Ierusalimului, de la profeția lui Ieremia cu privire la râzirea Ierusalimului, vor trece 7 până la unsul împărătesc. La noi se spune până la unsul, observați aici, în versiunea Cornescu, în paranteză Mesia, la cârmuitorul. Da, în ebraică, Mashog Nagid însemnează împăratul uns sau unsul împărătesc. Vor trece 7 săptămâni, adică 49 de ani, dacă vreți 50 de ani, o jumătate de secol. Bun. Singurul împărat care este numit uns în Biblie, în Vechiul Testament, este Cirus. Și, practic, ce spune aici îngerul Gabriel lui Daniel este că de la profeția lui Ieremia cu privire la rezirea Ierusalimului până la un împărat uns, până la împăratul uns, care este Cirus, vor trece 50 de ani. Și lucrurile se potrivesc, ca și vreodată se potrivesc destul de bine. Da? După aceea, spune el, așa, apoi timp de 62 de săptămâni, piețele și gropile vor fi din nou și anume în vremuri de strâmtorare. Acum trebuie să înțelegem un lucru. Daniel are idee destul de clară cu privire la timpul care trece de la profeția lui Ieremia la Cirus. Nu are o cronologie exactă a acestei perioade cuprinse între Cirus și perioada lui Antioh Epifanul, că n-avea cum să o aibă. Însă, de aici începe ultima săptămână. Și ce spune mai departe? După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit. Un uns va fi stârpit. Aș vrea să spun, deci aici este iarăși o traducere, nu creștină, o traducere tendențioasă. Cornilescu, ca și ceilalți traducători creștini ai Bibliei, este influențat de propria lui concepție. Deci, în primul uns despre care este vorba, care vine după 7 săptămâni, adică după 50 de ani, nu poate fi Iisus în niciun caz, este Cirus.
al doilea uns nu este unsul articulat, ci este un uns. Un uns va fi stârpit. Și aceasta este ucenerea marelui preot Onias, despre care am spus înainte. Mare preot Onias, cum țineți minte, a fost mare preot, a fost dat jos în favoarea Partiei Liberale, a fost exilat în Antiohia, a fost asasinat în Antiohia, în 171 înainte de Hristos. Deci începe ultima săptămână, atenție, ultima săptămână, 171 înainte de Hristos. Și un uns, un mare preot, este asasinat în Antiohia, nu unsul. Acum să nu spuneți mie că dacă această profeție este despre Iisus Hristos, Gabriel trecea de repede, un uns va fi stârpit. Dar țineți minte, în Daniel 11, spune despre Antioch Epifanul, oștile vor cădea înaintea lui și împreună cu ele o căpetenie a legământului. Deci Daniel capitolul 11, când ajunge la Antioch Epifanul, se va ridica un om de nimic, disprețuit, fără putere împărătească, adică mai precis, nu ca puterea avea el, fără drept de moștenire împărătesc, oștile se vor revărsa ca oriul înaintea lui, este vorba despre egipteni, dar vor cădea împreună cu el și o căpetenie a legământului va cădea și acesta este marele preos Onias. Dacă ar fost vorba despre Iisus Hristos, păi Iisus Hristos, profeția nu putea să treacă așa ușor peste Iisus Hristos. El ar fost elementul central al profeției. Dar aici elementul central al profeției nu este Iisus Hristos, în niciun caz. Nu este o profeție despre Iisus Hristos. Elementul central este profanarea templului și, dacă vreți, personajul principal negativ este Antioch Epifanul. Bun. Mai departe, așa, poporul unui domn care va veni va nimici cetatea și Sfântul Locaș. După asasinarea lui Onias, de la 171, Antioch Epifanul pleacă împotriva Egiptului și pe drum se oprește să-și jefească templul la Ierusalim, fiindcă ăsta era noul sport la împărații Siriei, de la Antioch cel Mare încoace, să-și jefească temple, ca să aibă bani pentru campania lui în Egipt. Și bineînțeles că nu numai vorba doar de Sfântul Locaș, ci și, ne spune mai departe, va pune mâna pe cetățuie și Sfântul Locaș, va nimici cetatea și Sfântul Locaș. El jefuiește tot Ierusalimul, soldații greci intră, jefuiesc, violează, cam cum făceau soldații armatei roșii, dacă țineți minte, în al doilea război mondial, fac și acum peste tot aceleași lucruri. Și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și prin cu el și pustirile. El va face un legământ trainic cu mulți timp de o săptămână. Aici intrăm la altă problemă. Deci săptămâna începe la 171. Timp de o săptămână, de 7 ani, Antioch face legământ. Dacă țineți de ce spune Daniel 11, eu repet Daniel 11, se va înțelege cu cei ce calcă legământul. El va susține Partida Liberală și va încuraja pe evrei să părăsească iudaismul, dar la jumătatea săptămânii, deci după 3 ani și jumătate, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Deci Gabriel îi explică lui Daniel cum va fi cu desfințarea jertfei necurmate și așezarea urâciorii pustirii. Va fi un împărat, ne spune Daniel 11, un împărat de nimic, un nebun, care va lua puterea prin uzurpare, va asasina pe un uns, un mare preot, ăla va veni și va face ce va face la Ierusalim. În Daniel capitolul 9 ne spune când va fi asta. Bun. După asasinarea unsului, numără 3 ani și jumătate și atunci va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și pe aripa urcior idolești, urcirea pustirii, Zeus, la statuia lui Zeus la Ierusalim, va veni cu mare putere până va cădea asupra celui pustit prăbătul hotărât. Observați că gramatica textului este foarte clară. Cine, cel care va profana templul și cetățuia și Ierusalimul, este cel care va face legământ cu mulți timp de o săptămână,
Tot ține să subiectul logic în propunerea următoare va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Aici nu e vorba de moartea lui Iisus pe cruce, că va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Probabil ar fi spus, va face să împlinească jertfa și darul de mâncare, va face jertfa supremă. Nu știu, el va face să înceteze jertfa și darul de mâncare și nu se referă la moartea lui Onias, care deja fusese loc și nu va avea nimic. Și războiul va ține până la sfârșit, până va cădea asupra celui pustit prăpădul hotărât. Daniel aici îl așează pe Îngerul Gabriel pentru că este o piesă literară. E ca o piesă de teatru modernă, zic eu, să explice lui Daniel care este sensul profeției din Daniel capitolul 8 cu 14 până vor trece 2300 de seri și dimineți și atunci Sfântul Locaș va fi curățit. Cât va dura profeția despre desfințarea jertfei necurmate și așezarea rucinii pustirii? Dar asta este întrebarea. Bun. Vine Daniel 9 cu această explicație. Vor trece 70 de săptămâni, mai întâi 7 săptămâni până la Cirus. Bun, asta e istorie. Și după aceea, păi ultima săptămână va începe așa, 62 de săptămâni, alea nu prea știm bine ce s-a întâmplat, bă, au fost mai multe lucruri acolo, dar ultima săptămână începe cu asasinarea unui uns, ok, bun, asta a fost marele preot Onias, că altul n-a fost asasinat. După aceea, la jumătatea vine și pustiește templul și cetatea, asta știm că a fost Antioch Epifanes, știe oricine. După aceea, după 3 ani și jumătate, face să înceteze jertfa și darul de mâncare, iar și Antioch Epifanus, practic desfințează jertfa necurmată, așează o rucinea pustirii și după aceea, ce-o fi, o fi, da? Deci este punctul de care, la care versul 36 începe acest scenariu ipotetic al viitorului, în care Antioch se întoarce și ajunge să zdrobească cu totul puterea poporului sfânt și să facă blasfemia supremă și atunci intervine Dumnezeu, dar nu intervine chiar după aceea, să le scoală Macabeii, o ceată de derbede din poporul tău, se va răscola să plească vigilia. Daniel nu are încredere în Macabei, nu-i plac, normal, este un om literat, o minte cultivată, probabil că trăiește undeva în Antiohia sau în Babilon, probabil că nici nu trăiește în Iudeea, nu sunt pe gustul lui, sunt niște talibani pentru el. Când se va ridica Mihail, e întrebarea, du-te Daniele și odihnește-te, dar până la urmă se va ridica, da? Deci cam asta este ideea lui Daniel și ideea este foarte modernă, adică el spune, Doamne, uite, vremuri străvechi, tu interveneai exact ca și Gedeon. Unde sunt minunile acelea pe care le povestesc părinții noștri, da? Bun, când a fost cu cuptorul de foc, a intervenit. Când grecii îi persecuta pe evrei și omorau că nu vor să mânce carne de porc, n-ai mai intervenit. Când au fost cei trei tineri și Daniel și n-au vrut să mânce mâncăruri care erau coșe, a intervenit pentru ei. Când Antioch își trimitea soldații să-i oblige pe evrei să mânce mâncăruri necurate, nu mai intervenea, el s-a să-i omoare, da? Când i-a băgat în cuptorul de foc, a intervenit. Când ăsta a dat foc Ierusalimului, n-a intervenit. Când Nebucanesar și-a ridicat nasul la purtare, sau Belșasar și-a ridicat nasul la purtare și-a profanat vasele de la templu, a intervenit și imediat l-a doborât. Când a venit Antioch Epifanul, împăratul va face ceva voi, a făcut ce a vrut. Și a profanat templu, adică, bun, a venit Nebucanesar și-a dărâmat templu și-a dat foc. Hai să înțelegem că poți trece asta cu vederea. Dar să profaneze templul și să jertfească porci pe altarul lui Jehova și să așeze acolo statuia lui Zeus, cum a făcut Antioch Epifanul, păi chestia asta n-a făcut-o nimeni până atunci, nici după atunci. Și Dumnezeu, unde este? E în vacanță. Nu intervine. Ce se întâmplă? Înțelegem această tensiune care există în mintea iudeilor și cartea lui Daniel încearcă să oferă speranță, așa cum a spus și Leo data trecută. Cartea lui Daniel încearcă să ofere speranță. Bun, cartea lui Daniel vine cu ideea apocaliptică, toate astea s-au întâmplat pentru că erau în planul divin. Uite că lui Daniel i s-a arătat. Lui Daniel, vreau să spun, personajul legendar. Pe vremea exilului, să nu uităm, pe vremea exilului babilonian, Daniel era deja un personaj legendar. Chiar dacă Noe, Daniel și eu v-ar mijloci pentru poporul acesta. Deci aici vorbim despre personaje vechi din trecut, nu despre un contemporan. Mai târziu a devenit un personaj în exilul babilonian, în folclorul iudeu, dar autorul Daniel pune pe seama lui Daniel aceste profeții
care anticipează în cele din urmă ridicarea lui Mihail, ridicarea poporului iudeu. Asta îl trezează pe Daniel, ridicarea poporului iudeu ca lumina națiunilor și în cele din urmă merge undeva și o despre spre înviere. Dar du-te, Daniele, că nu-i pentru tine. Deci Daniel, la bătrânețe, când își completează opera lui, recunoaște, nu-i pentru mine, sunt niște taine, rămâne la sfârșit. Acum, cartea este splendidă, așa cum am spus, întrebarea modernă pentru creștinul modern este aceeași. Cum lucrează Dumnezeu în istorie? Că se pare că Dumnezeu este absent sau este prezent? Asta e întrebarea, da? În mod foarte interesant, dacă ne gândim, Dumnezeu era la lucru chiar în timpul lui Daniel. Luați un exemplu. Cel mai greu de înțeles lucru pentru Daniel este împăratul va face ceva voi. Începând cu Alexandru Macedon, toți împărații greci au făcut exact ce au vrut ei. Și Dumnezeu nu s-a băgat. Dar ne spune Ellen White, în cartea Exodus lumea lumii, a fost planul lui Dumnezeu ca o singură limbă și o singură cultură să fie pe tot pământul ca să pregătească lumea pentru Evanghelie. Deci acești împărați, acești soldățoi greci care călcau lumea în picioare de fier, literalmente, fiindcă aveau elefanți încălțați cu sandale de fier și erau tancurile antichității. Acești greci care călcau lumea în picioare de fier, fără voia lor, pregăteau lumea pentru sandalele apostolilor sau pentru picioarele de scurți ale apostolilor, care urmau să străbată toată lumea și să prece Evanghelia lui Magreacă. Totele noi, Hristos lumea lumii, castele noapte au răsărit în noaptea păgânismului învățători trimiși de Dumnezeu. Unde s-au ridicat acești învățători care, din punct de vedere logic, au lovit în temeliile politeismului și ale mitologiei grecești și au înființat o religie filozofică? În lumea greacă. Și până la urmă și iudeii au învățat de la ei și Pavel a învățat de la ei, pentru că cultura greacă a fost tot ce a fost mai înalt. Deci Dumnezeu lucra în istorie, dar Daniel nu vedea. Pentru că el s-a așteptat ca Dumnezeu să intervine din afară. Și aici așa la anul 1844. Bun, greșeala lui William Miller este simplă, da? William Miller, de fapt, nu pleacă de la el. Aș vrea să spun că dacă în cartea lui Daniel ar fost o profeție cu privire la anul 27 sau 26, cum vreți să spuneți, mă rog, anul botezului lui Iisus, anul, așa, și ar fost o profeție cu privire la anul morții lui Iisus, apostolii și Evanghelia ar fi citat această profeție. Evanghelia citează Vechiul Testament ca să arate că Iisus a fost împlinirea profeției. Nicăieri nu citează cartea lui Daniel, dar Pavel nu citează cartea lui Daniel, părinții bisericești nu citează Daniel capitolul 9, ca argument în favoarea lui Iisus. Prima dată, în evul mediu, în evul întunecat, diversi călugări încep să zică că aici este o profeție despre venirea lui Iisus și Martin Luther și Calvin nu au nicio treabă cu chestia asta, dar neoprotestanții, care nu erau oameni foarte educați, pe cât erau dezloși, pe atât de puțin educați erau, bibliciștii, mai ales în America, cred că această profeție, Daniel capitolul 9, se referă la venirea și moartea lui Iisus Hristos, deși este total greșit. Bun. Abia a venit un învățat numit Iohann Filip Petri, care a spus, stai puțin, Daniel 9 este tăiat cele 70 de săptămâni, sunt tăiate din cele 2300 de seri și dimineți, și ele sunt, deci încep cu decretul lui Ataxerxes la anul 457 înainte de Hristos pentru Israel Ierusalemului. Bun, atunci dacă așa s-au lucrurile, cât rămâne, da? Deci Iisus a venit la anul 27, ok, atunci este jumatea săptămânii, în anul 30-31 este răstignit, perfect, rămân 1810 ani și de aici începe calculul lui Miller. Anul 1843 va fi curățirea sanctuarului, care ce poate fi altceva decât sfârșitul lumii, fiindcă atunci jertfa necurmată este păgânismul, spune el, nu știu de unde a ajuns la această concluzie, e destul de trasă de păr, jertfa necurmată e păgânismul și desfințarea jertfei necurmate este instaurarea papalității. Și aceasta este și urăcirea pustirii. Ok, deci
Sunt 1260 de zile până la Revoluția franceză, de la 1538, curajul să facă această istorie, însă ajunge la anul 1843, Iisus nu vine, păi stai că n-am numerat anul 0. Acum ideea este absurdă, dar dacă te uiți, iei scara numerelor, numerelor întregi și iei până la 0 și înapoi numere negative, are loc și pentru 0. Numai că, mă rog, pe scara numerelor naturale, 0 și numele negative nu există. Adică anul 0 n-a existat. A existat unul înainte de Hristos, unul după Hristos, anul 0 n-a existat niciodată. Bun, hai să adăugăm anul 0 să fie 1844. Hai să băgăm ziua ispășirii, că a fost după calendarul Karait și avem 22 octombrie, pentru că tot universul se uită să vadă când se coace orzul în Palestina, ca să știe când începe ziua ispășirii. Și, în sfârșit, mergând așa mai departe, Iisus nu revine și după aceea, păi, a intrat în Sfânta Sfintelor. Bun. Ellen White spune să ne corectăm greșelile teologice, chiar dacă am 50 de ani, înainte ca alții să ne arate cu degetul, și cam asta ar trebui să facem noi. Adevărul este că Miller n-a avut nicio bază în această socoteală, și noi am păstrat de la el, noi spunem, nu ne-am avut dreptate când am spus că Iisus revine la 1844, dar am păstrat totuși ideea că cele 70 de săptămâni din Daniel 9 anunță anul venirii lui Mesia și al morții lui Mesia, ceea ce este greșit. Și asta iarăși este ceva care trebuie dat la o parte. Dar cu asta cade 1844. Și vrem să scoatem 1844 în profeție. Anul 1844 nu există nicăieri în profeție, dar adevărul este că la 1844 se întâmplau lucruri noi în lume. Foarte multe, dacă luăm așa câteva evenimente, 1844, Karl Marx scrie critica filozofiei hegeliene a dreptului, capitolul introductiv are faimoasa frază: religia este opiumul maselor. 1844, Charles Darwin scrie eseul său despre selecția naturală. 1844, se naște Friedrich Nietzsche, cel care a spus că Dumnezeu este mort. 1844, s-a asasinat Joseph Smith în Statele Unite și începe marșul spre vest al mormonilor, exodul mormonilor. 1844 este un an cheie și chiar poetul român Grigore Alexandrescu are o poezie anul 1840, nu 44, anul 1840. A lumii temelie se mișcă, se clătește, vechile instituții s-au șters, s-au ruginit, un vânt adie lume și omul ce gândește aleargă spre către tine, căci vremea a sosit. Grigore Alexandrescu, anul 1840. Deci vorbim acum de prima jumătate a secolului XIX, o perioadă de tensiuni, de revoluții, de speranțe noi, de idei noi în toată lumea. În această lume apare mișcarea adventă. Mișcarea adventă e o mișcare profetică. Mișcarea adventă spune că ceva se întâmplă în lume și are dreptate. Dar ce se întâmplă în lume? Orice eveniment care se întâmplă în lume este o revelație a lui Dumnezeu. Nu trebuie să fie scris în Biblie. Orice eveniment e o revelație a lui Dumnezeu că se întâmplă ceva nou. Însemnează că Dumnezeu ne descoperă adevărul noi. Mințile oamenilor sunt stimulate să caute adevărul noi, să facă sinteze noi, să schimbe paradigma de gândire. Și asta face parte din modul lui Dumnezeu de a se descoperi. Și ca atare, ai nevoie de o religie nouă sau ai nevoie de o biserică creștină nouă. Și Biserica Adventistă a crezut totdeauna că este chemată să facă acest lucru. Și adventiștii au avut foarte multe intuiții profunde cu privire la mersul istoriei, indiscutabil. Au avut multe intuiții teologice, au abandonat nemurirea sufletului, de exemplu, care, și iadul veșnic, care mi se pare că este cel mai mare adevăr pe care l-au spus adventiștii. Au descoperit sabatul creștin. N-au redescoperit sabatul iudeu. Au descoperit sabatul creștin, care, ca să citez aici, pe cine nu vă așteptați, pe Antichristul, pe Francis I. Francis I spune, sabatul creștin este una dintre cele mai veche tradiții ale creștinismului. Foarte frumos, deci adventiștii, conform lui Francis I, redescoperă unul din cele mai vechi tradiții creștine îngropate, sumolozul istoriei, sabatul creștin.
Și sabatul este o experiență, cea mai frumoasă experiență pe care noi am avut un adventist. Aduc reforma sanitară. Deci ceva se întâmplă. Ceva se întâmplă în mod indiscutabil. Dar orice mișcare religioasă, în tinerețea ei, nu are o teologie, ci o mitologie. Asta este adevărul cu privire la orice mișcare religioasă. Și după aceea, pe măsură ce crește, începe să-și analizeze mitologia și să își creeze o teologie care nu este abandonarea acelei mitologii, ci demitologizarea ei, deconstrucția ei și regândirea ei. Mitt Romney spunea, odată când a fost întrebat când cădea la președinție, ce părere are el despre poveștile mormonilor? Știți, care alea cu evrei care au devenit indieni, că i-a blestemat Dumnezeu și așa mai departe, și cele 10 triburi care au venit în America. Și Mitt Romney spune, orice religie începe așa, cu niște povești. Și creștinismul a început așa, trebuie să recunoaștem. Creștinii credeau în Apocalipsa lui Enoch, de exemplu. Da? Deci a început cu foarte multe fantezii. Dar după aceea, pe măsură ce se maturizează, își distilează aceste concepții și ajunge să-și construiască teologie rațională. Și asta a fost și mormonii. Noi suntem o religie nouă și ne-am maturizat. Sau unii dintre noi s-au maturizat. Bun. Acum, adventiștii au aici o problemă. Se tem să nu mute pietrele de hotar, cu alte cuvinte, se tem să crească. Șarpele care nu-și schimbă pielea moare. Orice crustaceu care nu-și schimbă carapacea moare. Aia mari care vedem la Giul, acolo așezați în apă, cum se numesc, lobster. Lobsterul crește, lobsterul nu moare de moarte bună, nu știu dacă știți, lobsterul e nemuritor, practic. El trăiește fără probleme și nu îmbătrânește niciodată, numai că la un moment dat nu-și mai poate schimba carapacea, fiindcă îi se cere prea multă energie metabolică. Și atunci moare, moare fiindcă nu-și schimbă carapacea. Așa că și o biserică care nu schimbă carapacea, nu schimbă instituțiile și miturile, nu teologia. Noi încă nu avem o teologie, deci nu au o teologie. Adventiștii iau de la evanghelici, de la baptiști, de la catolici, iau de colo-colo și cârpesc. Dar dacă nu schimbă aceste credințe naive de la început, cum spune ele noi, trebuie examinate și schimbate, atunci moare. Și așa se întâmplă acum cu adventismul. Adventismul dă semnele unei morți premature, din cauza că este împiedicat să crească. Și trebuie să avem curajul să citim Biblia cu ochii noștri. Am încercat să vă ofer o privire destul de superficială, pot răspunde la întrebări după aceea, dar o privire destul de superficială asupra lui Daniel 11, ca să înțelegem pe bază lui Daniel 11, Daniel capitolul 8, 9 și 12. Puteți găsi temerea internetului, puteți găsi pe Wikipedia istoria celor 6 războaie siriene, The Syrian Wars, găsiți articolul și acolo găsiți și foarte multe articole la subsol și trimiteri și link-uri care vă dau un tablou complex și să vedeți cât de exactă este istoria din Daniel 11. E foarte precisă, foarte exactă istoric, spre o deosebire de primele 6 capitole care sunt pline de greșeli. Dar asta este, de fapt, genul apocaliptic. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă există discuții, întrebări, comentarii, de preferință să fie la subiect. Vreau să ne și culcăm puțin mai devreme seara asta, dacă se poate. Deci hai să discutăm la subiect și după ce epuizăm subiectul, lăsăm alte subiecte pentru altă dată când avem stăm la o cafea. De cap sau cu cofeină, cum vreți de asta. Ok, Leo, poftim. Ok. Da, te văd. O întrebare. Leo, mă auzi, mă vezi? Nu. Ce să fac să mă auzi că am microfonul deschis? Acum te aud, nu, acum te aud. Ok. Leo, scuză-mă. Cred că va trebui să încetez streaming-ul live, că din cauza asta consum prea multă bandă și nu te pot întreba auzi. Așa că îmi cer scuze celor pe care intrăm acum pe streaming-ul live, dar... Exact ce am pățit de data trecută.
Așa. Ok. Uite. Nu pot. Nu mă ascultă. Nu pot. Bun, continuă, Leon. Asta este. Da. Te ascult. Ok. Sper că mă auzi. Prietenii, eu te aud numai că Miller. Vocea se lebărțează, adică în timp se distorsionează, știi? Sper că înțelege sensul. Vorbesc mai repede să înțelege sensul. Da, exact, da. Prietenii lui Miller au folosit calendarul caraiit ca să potrivească totul la 22 octombrie 1944. Care este greutatea calendarului caraiit, a pretențiilor caraiților că adevăratul sabat de la creațiune este doar sabatul lunar? Da. Și în ce fel? Pentru că e foarte adevărat că profeția se înțelege privind înapoi. Jean Paulin, de fapt, are o explicație excepțională în cele trei videouri ale lui. Adrian Ghita le-a sumarizat. Profeția o potrivești privind înapoi. De fapt, și rolul profeției în sine de-a lungul timpului nu este să ne dea tainele viitorului, ci siguranța în Dumnezeu. Și el prezintă foarte frumos Ellen White, profet clasic, privind prin ochii timpului. În contextul ăsta, care este greutatea calendarului caraiit, a modului de a împărți și de a potrivi, așa fel încât 1844-22 octombrie să se încadreze în acest mod de interpretare? Bun, Leo, aș vrea să am două răspunsuri aici. Subiectul m-a fascinat pe mine, pentru că are legătură cu astronomia. Și întotdeauna m-a interesat istoria astronomiei la evrei și la greci și la alte popoare. Problema este că rabinii au fost minți luminate. Rabinii din diaspora au adoptat calendarul ptolemeic pentru că și-au dat seama că calendarul caraiit era un calendar lunar, în primul rând, era un calendar solar. În al doilea rând, era legat de coacerea orzului în Palestina. Deci problema care era la caraiți? Deci calendarul tradițional, ce să spun, calendarul tradițional, da? Problema care era? Ei aveau 12 luni de câte 30 de zile și anul era de 360 de zile, așa că anul se decala față, calendarul lunar se decala față de calendarul solar. Și atunci timpul rămânea în urmă. Și se face că ajungeai să ții Paștele în luna Nisan, care era prima luna anului religios, în ziua de lună nouă, când era lună nouă, țineai Paștele. Și, de fapt, orzul nu era copt. Nu puteai să aduci snopul de legănat. Asta era problema. Acum, soluția a fost foarte ingenioasă, care au găsit-o în Palestina. Anume, dacă orzul nu-i copt, mai amânăm cu o lună Paștele și atunci prea 13-a lună în calendar și așa se face că ei totdeauna prindeau din urmă calendarul solar. În ce privește sabatul lunar, cred că nu e o problemă a evreilor. Toate popoarele semite au avut sabatul lunar, toate l-au avut, pentru că Sin, zeul lunii, a fost zeul semiților în epoca bronzului și așa cum știm, Nabonid, tatăl lui Belșațar, împăratul nebun, i-a persecutat pe babiloneni fiindcă adoptaseră religia sumeriană, ei fiind semiți, și a vrut să-i întoarcă la cultul lunii, la cultul zeului Sin. Și a construit statuia lui Sin în Babilon și toate chestiile astea, care apar oarecum deformat în cartea lui Daniel, sunt puse asupra lui Nebucadnețar. Dar le-a făcut Nabonid, această întoarcere la zeul Sin, care i-a făcut statuia în Babilon. Lucrul acesta, cum știm, că avem tăblițe de lut. Deci, popoarele semite se închinau la zeul lunar și ziguratul din Ur, țara lui Avram, a fost dedicat zeului lunii. Acum știm că avem tăblițe de lut. Și sabatul era pentru ei o sărbare lunară. La sumerieni sumerienii cunoșteau ceva astronomie mai bine decât alte popoare, dar și ei aveau sabatul când era lună plină.
Însă mi se pare foarte logic chestia asta cu sabatul lunar, anume că dacă luăm manuscrisul la Marea Moartă, de exemplu, ne spun așa că trebuie să... Hai să merg așa. Sabatul lunar implica împărțirea lunii mai întâi în două, între două luni noi, exista o lună plină, și după aceea aceste perioade de câte 14 zile iar erau împărțite în două. În calendarul asirian, de exemplu, erau două sărbători de lună, la sfârșitul lunii, erau două sărbători, luna sigură, de lună nouă. Se pare că și la evrei era așa pe timpul lui Samuel, când, dacă țineți minte, când David nu apare la masă, când este lună nouă, Saul zice, ok, e necurat, negreșitul este necurat. Dar când nu apar nici a doua zi, Saul l-apucă paranoia. Unde e fiul lui Ișai? Deci, observați că sunt două zile de lună nouă, de lună nouă la sfârșitul lunii. Asta era pentru că nu știau exact când apare luna nouă și aveau două zile. Însă, calendarul săptămânal apare mai târziu, din câte știm din documente scrise pe timpul asirienilor. Nu știm prea bine, dar cert e că m-am scris la Marea Moartă, ca să mă întorc, apare ideea că calendarul săptămânal trebuie ținut și într-un anumit mod, în sensul că să se numere, dacă nu mă înșel, trei zile de la luna nouă în Nisan, și de la luna nouă, prima lună, și după aceea să se înceapă numărătoarea, care merge săptămânal, deci nu mai este ține cont de lună nouă, lună plină, ci merge săptămânal, săptămână după săptămână. Asta era marșul la Marea Moartă. Cert este că evreii adoptă calendarul săptămânal înainte de cucerirea babiloneană. Asta este în mod sigur. Când au ajuns în Babilon, și babilonienii aveau calendarul săptămânal, asirienii la avuseseră, nu știm exact când îl adoptă, dar adoptă și atunci apare sabatul săptămânal. Deci, ideea să ții calendarul sabatul lunar este stupidă, pentru că trebuie să știi când apare luna nouă și luna plină în Palestina. E aiurea. La fel, calendarul caraic te leagă de Palestina. Când se coace orzul în Palestina? Păi dacă tot universul se uită la Palestina să vadă când se coace orzul, se pare că avem o problemă, nu? Din tamai universul 93 de miliarde de ani lumină diametru, se uită, ok, acum e luna nouă în Palestina, acum trebuie ținut sabat în tot universul, e stupid. Deci aici mie mi se pare că ce a vrut să facă Samuel Snow, cred că el a fost cu ideea, bineînțeles. Nu William Miller, acum hai să recunoaște că William Miller n-a avut treabă cu chestiile astea, dar Samuel Snow a venit cu ideea asta cu calendarul caraic. Păi zice, ăștia ce te-i după rabinii care l-au răstignit pe Iisus, ăștia sunt cei care țin credința cum trebuie. Și calendarul lunar, că acum aș vrea să spun o chestie aici, Leo, aici o contradicție de adventism. Dacă vrei să recunoști calendarul caraic, cum ai spus tu, trebuie să accepți sabatul lunar. Dacă nu accepți sabatul lunar, nu poți accepta nici calendarul caraic. Cele două merg mână în mână. Dar pe Miller nu-i interesa sabatul, nici pe Samuel Snow nu-i interesa sabatul. Iar pionerii, care, după aceea n-au observat contradicția și le-au păstrat pe amândouă. Deci, cele două numere mână în mână, asta mai spus de mai multe ori. Vreți calendarul caraic, țineți-l. 20 de octombrie, perfect. Iisus a intrat în Sfânta Sfintelor. Dar atunci, când apare luna nouă în Palestina, începem sabatul. Da? Asta este. Și după aceea urmăm tot calendarul caraic în continuare. Bine, excelent. Mulțumesc mult de tot. John Bullen, părerea mea este că el a studiat foarte mult, iubește din tot sufletul și dorește să salveze cumva conceptele profetice ale adventismului, explică de ce Ellen White, profet clasic, privește prin ochii ei evenimentele care se desfășoară sub ochii noștri, spun că, și încearcă să miște gândirea adventă și escatologia de la evenimentele sfârșitului, legea duminicală, și tot felul de lucruri de pe acesta. Tu m-ai întrebat atunci cât de mult Danielul cu 14 e temelia adventismului sau nu. Îmi place să cred că nu, dar într-adevăr noi ne-am legat de Danielul cu 14 și interpretarea pe care a dat-o
Snow, pentru că, de fapt, de acolo încercăm să justificăm și cred că, într-adevăr, adventiștii au luat 22 octombrie 1844, dar n-au luat restul. Și e contradicție de care foarte frumos spui. Thank you so much. Mulțumesc. Da, Leo, vreau să spun ceva, dacă dai voie. În opinia mea, lucrul pe care îl recunosc astăzi este că la 1844 a apărut Biserica Adventistă. Asta e motiv suficient. Deci dacă eu m-am născut pe 25 iulie, da, n-am nevoie să mai caut o profeție, că se naște un nebun Eddie Constantin, că e 25 iulie, e așa. Fiindcă știu că pe 25 iulie s-a născut un tip cu care are ceva la cap. Da? Nu mai e nevoie de nicio profeție aici. Și ca atare, dacă Adventismul s-a născut la 22 octombrie 1944, este data de nașterii lui, data pentru mine este profetică, vreau să spun, e importantă. Da? Adică Adventismul este o mișcare profetică. Ca mesaj e o mișcare profetică. Problema este, zic, e o chestie de curaj aici. Dom'le, hai să recurajăm o chestie. Existăm, da? E clar că existăm ca biserică. N-am nevoie de o justificare speculativă pe care nimeni nu o cumpără, de ce să nu recunoaștem, nimeni nu o cumpără. Cărțile care vorbesc cu simpatie despre adventism îl iau pe Harold Bloom, de exemplu, care vorbește cu multă simpatie despre adventism în cartele Religion in America și spune păcat că adventismul și-a părăsit vocația profetică. A fost foarte o religie unică cu o vocație profetică în America. Unde este acum? Da? Asta e treaba. În același timp, această polilogie despre 1844 îi plictisește de moarte pe adventiști, predică-le, știi din experiență, ți predici despre sanctuar, toată lumea doarme. Pe mine nu interesează chestia asta. Dar dacă contrazis îți dau un cap, că stai frate, tu ce faci? Cu toate că pune-l pe un adventist, 9 din 10 adventiști nu știu să explice relația între cele 70 de săptămâni și 2300 de seri și dimineți, și de unde vine data de 20 octombrie, de exemplu. Habar n-au de calendarul caraib. Dar, domne, asta este și noi așa știm și așa credem. N-avem nevoie. Eu cred, repet ideea mea, eu cred că filozofia despre revelație este că Dumnezeu se descoperă în timp. Mediul revelației este timp. Da? Dumnezeu la 1844 Dumnezeu s-a revelat. Ni s-a descoperit, da? Prin mișcarea lui Ioan Miller. Asta e chestia. Mie nu mi-a rușit de Ioan Miller. Prin James White, prin Ellen White, prin Lavrov, prin acești oameni extraordinari, oameni foarte puternici, oameni care nu se speriau de nimic, care gândeau cu mintea lor. Ni s-a descoperit acest lucru. Perfect, perfect. Asta este. Dar la 1844 se întâmplă multe lucruri în lume și Dumnezeu obligă pe oameni să-și pună întrebări. Și întrebările aceasta trebuie să ducă nici la decretul duminical, nici la Apocalipsa în sensul tradițional, da? Trebuie să ne punem întrebări pe care nu și le-au pus oameni înainte de secolul XIX, din cauza că nu era timpul și dacă nu ne punem aceste întrebări, acum o dăm în bară ca planetă. Repet, deci. E vorba că nu suntem pregătiți pentru venirea Domnului, nu suntem sigilați. Ca planetă o dăm în bară dacă nu ne schimbăm paradigma de gândire și pentru asta am fost schimbați ca adventiști. Noi am învățat pe oameni să schimbe paradigma de gândire în primița reformei sanitare, nota 10, în privința alcoolului, în privința altor chestii, de ce să nu ne reluăm misiunea profetică? Nu? Deci cam așa văd eu lucrurile. Cred că îmi place foarte mult, eu cred că și tine, adventismul este o mișcare profetică, o viziune profetică, ar trebui să avem curajul și să nu și de procesul de maturizare. Profetic nu înseamnă predicție. Exact, exact. Profetic nu înseamnă predicție cu certitudine a unor evenimente care țin de Dumnezeu, țin de istorie, exact. Nu țin de noi și nu avem niciun control asupra lui și nici nu influențează esența. Nici nu influențează esența. Absolut. Eu am botezătura fost cel mai mare profet. Și ca predicția în tombară, trebuie să recunoaștem. Da? Dar a fost cel mai mare profet. Și înainte că îți dau cuvântul lui Adrian, aș vrea să spun, să-l citesc pe Tony Capano la Loma Linda. Când zice, să uită la biserica de Loma Linda, zice, a fost o vreme când voi adventiști erați contracultural. Now, you guys look so Baptist to me. See? El fiind pastor baptist. Arătați așa baptiști pentru mine acum, spre Tore Campalo. Și asta e adevărul. Deci nu mai suntem ce am fost. Poftim, Adrian, te rog. Spune-mi dacă mă auzi bine, că am probleme cu... Pe tine te aud bine.
Pe Lola Zambre, dar șerpuia așa, nu știu cum, ca, ca okay. Europa Liberă în România, pe vremea Ceaușescu. Ok, eu vreau doar să aduc câteva, să spun, clarificări cu privire la calendarul Caraiți și calendarul celor de la Ierusalim, pentru că se pare că nu se înțelege. Toți iudeii, indiferent de sectă, Caraiți sau ceilalți, aveau calendar lunisolar. Diferența dintre Caraiți și ceilalți era că aceștia, Caraiții, secta, nu acceptaseră calcularea auto, să spun așa, matematică după ciclul lui Meton al calendarului, pe care au introdus-o evreii. Caraiții se țineau de observarea lunii noi în mod natural cu ochiul liber. Și uneori, distanța dintre ei era doar de o zi sau două, nu mai mare. Alteori, mult mai rar, într-adevăr, era decalaj de o lună, pentru că deja ceilalți au început luna, ei nu începeau, dar să nu avem impresia că ceilalți evrei nu aveau calendar lunisolar. Deci calendarul acesta anual este lunisolar la evrei, a fost întotdeauna lunisolar. Caraiții se țin de observarea naturală cu ochiul liber al lunii noi. Dar acum au altă problemă. Caraiții nu mai țineau, nu există nicio dovadă că în anii aceștia, 1840-1844, caraiții mai țineau calendarul lor. Ei au ținut acest calendar, să spun, aceste pretenții la a vedea cu ochii liberi luna nouă, cam până pe la 1000-1200. Deci de pe la 8-900, când s-a format acest cult caraiți și a luat amploare, și până pe la 1200. Deja la 1300 nu mai țineau, ei au adoptat calendarul celorlalți evrei. Așa că atunci când Snow vine cu această idee și când acest tip de la care a fost la BRI, deci la Biblical Research Institute, Fandl, da, cu care a avut Florin de-a face, când el vine iarăși cu explicația, păi nu că după calendarul caraiți trebuia să amână, nu există niciun calendar caraiți, nicio probă că la 1844 exista în uz vreun calendar caraiți. Ei deja țineau cu ceilalți evrei. Deci asta este o exagerare și o mistificare a istoriei, că noi ne-am luat după caraiți, care erau mai drept credincioși, nici nu mai țineau așa în 1844. Și asta trebuie să fie spus clar. Așa că noi venim cu multe, adică s-a venit cu multe justificări, dar nu ține apă. Deci, onestitatea noastră trebuie să fie, domnule, nu ține apă aia, hai să recunoaștem unde am greșit, hai să spunem, hai, ce, care e problema? Ține mântuirea de 1843 sau 1844? Sau, de ce nu suntem în stare să ne adaptăm ca să fim cu capul sus între oameni? Asta e problema mea. Vreau să întreb ceva, Adrian, fiindcă se pare că ești mai bine informat la capitolul ăsta. Care este motivul pentru care Hitler, din câte înțeleg, poate să greșit informat aici, așa undeva că regimul nazist oarecum îi privea pe caraiți ca nefiind atât de răi ca ceilalți evrei, știi? Evreul pseudo-civilizat din apus, evreul de ghetto de Răzări, știi? Paradigma asta de Evige Iune. Dar înțeleg și nu, știu, nu sunt sigur, n-am o sursă primară aici, dar anumite surse secundare sau de mâna a treia am citit că Hitler ar fi considerat că evrei caraiți nu sunt atât de răi ca alți evrei. Știi cum ceva în privința asta? Nu am niciodată concretă pe care să pun degetul, deci nu am informații, dar cred că, sau bănuiesc, că motivul este acesta. Credincioșia lor față de un sistem vechi, pentru că și evreii ceilalți, înainte de a adopta acest calendar calculat, matematic, după sistemul metonic, în vechime, dacă vorbim de Moise sau dinainte de Moise Abraham, calendarul era același pentru toți. Ei, când ceilalți evrei au adoptat tipul de a calcula matematic și era destul de exact, tot așa se învârtea. Deci orzul se coace în martie, aprilie, nu se coace la ziua ispășirii. Exact. Da. Orzul este exact atunci. Abib este luna orzului de primăvară, luna când apare orzul. Ei, doar faptul că acești caraiți au rămas la sistemul ăla vechi, poate că e considerat, domnule, ăștia au rămas credincioși la credința lor tradițională, dar nu știu, habar n-am de Hitler de ce i-a considerat mai credincioși. Eu cred că am citit un material, excelentă explicație, Adrian, dar eu am citit un material
cum caraiții au demonstrat că religia lor ține de tradiția din Egipt, caraiții care au trăit în Egipt și că sunt total diferiți de evrei și că ei sunt chiar împotriva pervertirii credinței de către iudei clasici. Și aceste argumente au convins și au detașat. Am să cercetez documentul pe care l-am citit, dar am citit ceva în sensul acesta. Ei și arată originele undeva în Egipt. Da. Posibil. Acum, doar încă o mică, dacă îmi permiți doar o mică completare la ce ai spus despre perioada, să spunem, sau de documente la Qumran. Acolo este un alt calendar, Edi. Ce s-a întâmplat în perioada asta, 200-300 de ani înainte de Hristos, această sectă de acolo, au inventat un calendar ideal de 364 de zile. Aha. Ăsta găsești în calendar, în documentul de Qumran. Dar și au 3 zile. Stai să spun cum e cu cele 3 zile. Deci ei au adoptat un calendar exact de 52 de săptămâni, exact de 7 zile. Aha. Toate sărbătorile cădeau în aceeași zi în fiecare an. Nu s-a ținut mult, decât vreo 100-150 de ani s-a ținut calendarul ăsta și primul s-a pierdut. Dar ei au venit cu acest ideal asabatic, săptămână de săptămână continuă, nu știu ce, ceea ce și anul începea miercuri. Deci anul nou începea miercuri când s-a creat luna și soarele. Chipurile, de atunci noi măsurăm timpul. Noi măsurăm timpul după lună și soare și da, după luna și soarele a fost create miercuri, anul nou, prima zi a anului este miercuri. Aha. După care sabatul, după 3-4 zile, e primul sabat și apoi regulat 7 zile, sabat, 364 de zile, s-a terminat anul complet. Bineînțeles că a fost o încercare frumoasă, s-a eliminat, deci tot în perioada asta s-a eliminat anul, să spun, al jubileului, pentru că la evrei vechi era la 50-le an. Da. Dar ei au introdus la anul 49, au eliminat anul 50 și la fiecare 49 de ani aveau un jubileu. Deci chestiile inovații calendaristice, idealiste, au ținut așa până după Hristos, adică de pe la 150 înainte de Hristos, până pe la 70, să spune, și prima a dispărut calendarul. Sau 135, eventual, probabil când exact, în Palestina. Pentru că se decala. Se decala față de anul solar. Evreii aveau sistemul acela când la 2-3 ani introduceau o lună și iarăși se aliniau cu calendarul solar. Da. Aia era o lună intercalată, dar în mod regulat și în ciclu metonic 7 ani din 19 au 13 luni. Tocmai pentru a regla calendarul lunii solar cu soarele. Cu așa 360. Cum și în calendarul iulian, de fapt, e o decalare și de-aia aproape calendarul gregorian. Exact. Cred că s-a exagerat cu Snow și noi n-am recunoscut niciodată că până la urmă ăsta a luat o razna. El zicea că e Ilie. El a vrut să fie profet în locul lui Ellen White, de asta s-a băgat tare și chiar mai târziu a luat o razna. El s-a declarat că e profet, că e profetul Ilie. Deci noi ne lăudăm cu Snow acum. Da, acum trebuie să recunoaștem că Ellen White a avut aici un rol extraordinar, a reușit să curețe biserica de fanatism și de extremism, pentru că nu cred că James White sau Lavrov sau celălalt s-ar fi avut vreodată autoritatea să curețe biserica de extremism. Ellen White a venit cu sunie profetică și de asta oamenii ascultau. Dar, într-adevăr, Snow era un... Și să spune, Miller n-a crezut în 20 de octombrie niciodată. Trebuie să recunoaștem chestia asta. Dar mulțumesc foarte mult pentru contribuția, Adrian și Leo. Vă mulțumesc. Deci, nu cunosc atât de bine detaliile acestea. Ce m-a interesat pe mine să arăt este faptul că noi trebuie să avem curajul să recunoaștem că Daniel, capitolul 9, nu se referă la primăria lui Hristos. Adică e suficient să intri pe enciclopedia iudaică, de exemplu, și îți demolează argumentul ăsta total. Adică nu te mai lasă să răsufle după aceea. Intră pe enciclopedia catolică și vezi că și ei zic stai puțin că nu s-a lucrat chiar așa și că nu știu ce. Deci este foarte clar, adică desfințarea jertfei necurmate, desfințarea darului de mâncare și a jertfei și urcirea pustirii, nu poți să semeze ceva în Daniel 9 și altceva în Daniel 8 și altceva în Daniel 11. Da? Deci toate trebuie să fie într-o armonie. Ori Daniel 11, ce vreau să arăt, lucrurile sunt foarte clare.
istoria aceasta a celor două regate de la miază și de la miază noapte, noi nu am învățat-o la școală, noi am învățat, au fost Alexandru Macedon și lecția următoare era Imperiul Roman, dacă țineți minte. Nu știu dacă vă amintiți la școală, care era istorie, da? La istoria de vânzare, învățai de Alexandru Macedon, căscai și apoi trecea data viitoare, acum Imperiul Roman, luați notițe. Treaba asta să ream. Însă a fost o perioadă în istorie, să ne gândim puțin, acești soldați greci, că erau niște soldățoi, de fapt, ei nu aveau treabă cu altceva decât cu armata, au călcat tot pământul de la un cap la altul picioare de fier, ceea ce Roma n-a făcut. Roma a cucerit. Dar după ce cucerea, Roma era domnia legii, era civilizație. Ăștia tot timpul făceau război. În Palestina treceau când unii, când alții peste ei. Tot timpul treceau peste ei, iarăși jefuiau. Deci oamenii erau disperați. Asta 100-200 de ani, cât mai durează treaba asta? Deci un război care nu se mai termina între Egipt și aceștia. Și până la urmă, adevărul este că ceea ce a oprit acest război absolut a fost intervenția Romei. Roma a fost mai înțeleaptă, spune noi multe rele despre romani, dar Roma nu a fost chiar fiară aia atât de rea. Roma a știut să pună ordine, să pună domnia legii, să mai dea înapoi ce lua cu 10 mâini, dădea înapoi cu o mână, mai zidea templul la Ierusalim, mai făcea un drum, mai făcea ceva poliție noaptea pe străzi, deci mai făcea niște lucruri bune. Însă aceste imperii nu făceau altceva decât să lupte, să jefuiască, jefuiau temple, soldaților trebuiau să trăiască din jaf oriunde mergeau, prăiau taxe tot timpul, că făceau război, trebuia bar tot mai mulți. Și era o situație groaznică și îl înțelegi pe unul ca autorul lui Daniel. Până când, Doamne? Chestia asta cât va dura? Da? Interesant, ce mi s-a părut mie interesant, că Daniel nu observă Roma, ci niște corăbii din Chitim, când vine delegația romană și spune, amigos, Valea sau dacă nu te avem grijă de tine și tipul pleacă și se răzbună pe evrei. Așa? Nu, când vorbește de Scipio, cel mai mare general din perioada Republicii, până la Cezar, zicea, o căpetenie va pune capăt. Când de fapt Scipio a zdrobit total puterea Siriei și cu asta a terminat, a pus capăt acestor războaie cumplite. Scipio, așa ca o paranteză, a fost un tip extraordinar. Când s-a întors acasă, a luat o singură bucată de aur, fiindcă soția lui vrea să vadă cum e aurul. Soția lui, Scipio, nu știa cum arată aurul. În schimb, a luat toată biblioteca lui Antioch și a dus-o la copiii săi. Iar averea a dat-o orașul grecești ca să facă construcții publice. Când a avut loc victoria lui Scipio, era Olimpiada și oamenii așteptau rezultatul războiului și legatul roman a venit și a spus: Roma declară că toți elenii sunt liberi. Mă rog, cât de liberi i-a lăsat, e altă poveste. Dar era o altă retorică de acum. Toți grecii sunt liberi, sunteți aliații noștri. Aici, iar Scipio a fost un strateg formidabil, adică acea victorie mai întâi asupra elefanților. Că el se luptase cu armata cartagineză și știa că elefanții intră pe unde locul liber. Și soldații la comandă s-au dat la o parte și elefantul a intrat între ei și i-au venit cu sulițele în coapsă, fiindcă în fața avea platoșe și coi pe elefantul. Și i-a distrus, legiunile au distrus falanga macedoniană a lui Antioch și după aceea s-a terminat cu ei, Egiptul era deja terminat. Și practic a pus capăt acestei situații dezastruoase. Deci Dumnezeu lucrează în istorie. Dar ce e interesant, Daniel nu vede că Roma poate fi instrumentul lui Dumnezeu aici. Și a fost instrumentul lui Dumnezeu. Nici apostolii nu puteau să străbată toată lumea dacă nu era Roma cu intransigența ei față de pârfărie și piraterie, care a făcut ordine în tot bazinul Mediteranei, au distrus pirateria, mă rog, i-au răstignit pe toți, că așa era stilul lor, dar era ordine. Deci Dumnezeu lucrează în istorie. Și la fel la adventiștii. Adventiștii au avut niște probleme cu Republica Romană, cu Republica Americană. Bineînțeles că erau reale aceste probleme. Deci, bun, unde e idealismul de la început? S-a dus, nu? Luptă politică, da? Doar banul contează. Adică asta este, uite sclavie, uite corupție, uite bisericile. Unde sunt puritanii de altă dată? Ce fac bisericile acum? Deci adventiștii nu realizau totuși că în planul lui Dumnezeu istoria merge mai departe. Și America... Eu nu sunt ăsta care spun că America neapărat este ceva, nu știu cum, nou Israel. Dar cert este că fără America, noi nu știu cum a fost lumea astăzi.
cu toate păcatele Americii, care sunt multe, când spune Lincoln la Gettysburg că acest popor trebuie, Uniunea trebuie să rămână pentru că cauza libertății în întreaga lume, avea dreptate, adică a fost primul război mondial, a fost al doilea război mondial, a fost războiul rece, acum e China. Cât e China, America de păcătoasă, care are multe păcate. Îi convine cumva să conducă China? Nu cred. Nu? Deci America este. Și atunci adventiștii au văzut fiară cu coare de miele. Uriah Smith spune, America e balaurul pentru că are același spirit ca și Roma. Categoric, America e Roma. E perfect, Roma, Republica Romană, Senatul, totul, fascile, le vezi, acolo toate sunt, e Roma, nu? Bun, America e Roma, disciplină, armată, e Roma. Business, pragmatism, ăștia au fost romanii. Spune Uriah Smith, asta este vocea balaurului, fiindcă balaurul în profeție este Roma. Numai că ce nu observau ei, nu-și deau seama, domnule, balaurul ăsta e necesar că să alți balauri. Și dacă ăsta măcar de bine de rău, ăsta nu ia totul, da? Ăsta îți mai lasă și ție. Și atunci, deci adventiștii, eu cred că au avut niște intuiții foarte bune. În același timp, ei nu-și dădeau seama că istoria continuă. Ei așteptau de sfârșitul. Cred că asta, vreau să mai spun ceva și cu asta închei comentariul meu. Asta a fost greșeala adventiștilor în timpul lui Hitler. Ei erau atât de obsedați de decretul duminical că l-au considerat pe Hitler un accident. Asta nu e nimica. Decretul duminical contează. Imaginați-vă, bunicul meu era pastor, a murit în pușca de ruși bunicul. Și a fost bunicul, vreau să spun, a ascuns evrei la Uniunea Adventistă din Budapesta. Bunicul a ascuns o familie de evrei. Deci niciun caz nu avea simpatii naziste. Numai că bunicul era convins că Hitler se va întoarce la Dumnezeu. De ce? Fiindcă era vegetarian. Și atunci bunicul s-a rugat tot timpul pentru Hitler să se întoarcă. Ei nu realizau de fapt ce se întâmplă în Europa. Fiindcă aici va veni papa. Ăla e rău. Noi acum așa, o vine papa. Papa e rău. Papa. Decretul duminical. Dom'le, eu zic că ar trebui să termin cu decretul ăsta odată. Pentru că toată ziua se întâmplă ceva, pac, vine decretul duminical. Decretul duminical nu vine. N-are cum să vină. Poate să vină orice parte să vină viitor, nu se știe. Dar la data aceasta, nu mai există scenariul care era pe vremea pionerilor când puritanii vreau legi albastre, care zicea acum în America. Erau peste legi albastre și peste tot vreau duminica și probabil vreau duminica ca sărbătoare națională. Și să vă spun, și dacă ar fi dat-o, n-ar fi fost nicio persecuție. Hai să recunoaștem, da? Dacă ar fi dat-o duminica ca sărbătoare națională, adventiștii și-ar pus de treabă duminica, ar fi făcut un picnic și cu asta basta. Și-ar fi cântat acolo și nimic mai mult. Câțiva fanatici s-ar fi încăpuțat să muncească duminica. Dar adventiștii n-ar fi avut o persecuție din asta. N-aveau cum să o aibă. Dar nu se putea da într-o țară de business ca America, nu avea cum să fie un decât duminica. Mergea. Deci, Elena îți spune foarte bine, counsels to teachers, to writers, editors and publishers, dacă noi am ținut timp de zeci de ani anumite doctrine care nu stau în picioare, să avem curajul să le abandonăm. Deci e o chestie de curaj. Fiindcă știm că nu stau în picioare. Dar ne temem. Lasă-le, domnule, și merge înainte fără ele. Bun, mai vreo mână ridicată, că nu văd. Ok. Deci mai ai vreun comentariu, că dacă nu zic să ne ducem la culcare, că eu data trecută îmi cer scuze că am lipsit, am avut o reacție puternică pe vaccinul de corona și m-am temut că dacă am și o noapte nedormită nu pot da cina. Vreau să spun, am avut o cină splendidă, deci suntem puțin și Cornel a avut o idee foarte bună, care una dintre cele mai bune idei care s-a avut la biserică în ultimul timp. A citat locul lui la Anvon, prime diaconese, și am pus o femeie să frângă pâinea, ceea ce a fost, zic, wow. Mare pas înainte. Și am mai făcut ceva, am desfințat spălarea, nu, am lăsat opțională spălarea picioarelor. Ne-am sfătuit și am decis că o lăsăm opțională și a fost bine. Corel, cât s-a fost la spălarea picioarelor, apropo? Am observat, cred, vreo cel puțin 4 cupluri. Aha. Au făcut spălarea picioarelor. Cupluri. Da, și am văzut și cum să și mix și de același. Foarte frumos, da. Da, deci, dar a fost bine că
a fost totul pus la dispoziție. Cine dorește, cine nu dorește. Și bine că fiecare a avut opțiunea liberă. Absolut. Absolut, da, da, da. E, că nu trebuie să impunem. Asta este. Bun, vă mulțumesc mult pentru participare, da? Bun, și eu... noi îți mulțumim și sperăm că ești bine. Oh, eu sunt perfect, eu sunt perfect. De la mine, n-am nicio problemă, n-am treabă eu cu treaba asta. Ești perfect. Mulțumim foarte mult, excelent. Bun. Bine, vă spun la revedere. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Noapte bună. Sunt stare să închid. Aha.